Ne bucurăm să fim încă o dată la cina Domnului, la această sărbătoare care este așa de specială pentru noi. Și de obicei știm că cina Domnului este un timp de cercetare. Și așa este, cina Domnului este un timp de cercetare pentru fiecare din noi. Dar este și uh, un timp de celebrare de sărbătoare, unde ne bucurăm de ce a făcut Domnul pentru noi. Acum, din experiență în slujire, am observat că sunt oameni care se opresc doar la cercetare. În timpul cercetării vine diavolul cu vinovăție și condamnare și oamenii aceștia se blochează în vinovăție și în condamnare și nu mai ajung niciodată la celebrare. Și a ajuns cina Domnului pentru unii să fie o povară, un chin, unde vine diavolul și îi tormentează cu anumite lucruri din trecut, cu gânduri de vinovăție. Și diavolul de multe ori se folosește chiar de pasaje biblice, care nu sunt interpretate corect. Și credincioșii cei mai sinceri, care sunt foarte sensibili, suferă. Știu din experiență că sunt frați care vin la biserică, la cina Domnului arată foarte bine, îmbrăcați frumoși, dacă te uiți la ei, nu ai zice că au, ei au vreo problemă. Și totuși sunt oameni care nu au siguranța mântuirii și nu au siguranța că păcatul lor a fost iertat și că ei au pace cu Dumnezeu. Aș vrea să citesc două versete în această dimineață, din epistola către evrei, versetele 26 și 27. Cred că apostolul Pavel a, fost, a scris epistola aceasta către evrei, dar teologii nu sunt toți de acord. Și aici, aceste două versete, cuvântul spune așa. Căci, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jerfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Aceste două versete le-am citit intenționat, izolate, din context, pentru că diavolul le folosește așa, izolate, ieșite din context, ca să învinioască pe copiii Domnului Și dacă citim aceste două versete Ieșite din context, izolate Par ca ele să nu fie în acord cu restul Scripturii Și în această dimineață aș vrea să vorbim um, Despre păcatul care nu se iartă Și acesta este titlul mesajului meu Păcatul care nu se iartă Primul lucru care aș vrea să spun este că Dacă găsim un verset sau pasaj din Scriptură care pare să fie în contradicție cu restul scripturii, să știm că contradicția aceasta este întotdeauna doar în mintea noastră. Cuvântul lui Dumnezeu, care a fost inspirat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, nu se contrazice niciodată. Niciodată. Spune, dar contradicția, dacă ni se pare că este vreo contradicție, aceasta este doar în mintea noastră pentru că încă n-am primit lumină. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, 2 Timotei capitolul 3, cu versetul 16. Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu. Câtă din scriptură este însuflată de Dumnezeu? Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. În alte cuvinte, sunt pe paginile Scripturii anumite adevăruri pe care fiecare din noi avem nevoie de aceste adevăruri ca să putem să ne împlinim chemarea, menirea care o are Domnul pe, pentru fiecare din noi. Am întâlnit oameni chiar, oameni pentru care am mult respect, care citesc anumite pasaje din Scriptură, unde David în Psalm spune să-ți să ferme dinții vrăjmașilor. Și... Am auzit uh, uh, statementuri din acestea, personal nu cred că versetul acesta este inspirat. Fraților, noi nu avem dreptul să adăugăm absolut la nimic la Scriptură. Dar nu avem, nevoie, nu avem voie nici să scoatem ceva din scriptură. Dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că toată scriptura este însuflată de Dumnezeu, toată scriptura este însuflată, și în orice nedumerire sau aparentă contradicție scripturală, trebuie să începem cu premisa aceasta. Toată scriptura este însuflată de Dumnezeu. Toată. Așadar, contradicțiile ele sunt doar în mintea noastră, acolo unde încă nu am primit lumină de la Duhul Sfânt ca să înțelegem ceea ce spune Scriptura. Acum, eu am mers ani de zile la școală aici în America și avem mulți uh, tineri de aici din biserică care merg la școală. Aș vrea să vă spun că au început de la Middle School liceu și la facultate să duce o, o luptă împotriva cuvântului lui Dumnezeu și vin cu un argument foarte diabolic la copiii dumneavoastră și la tinerii bisericii noastre. Și de multe ori îi păcălește. Și vine și spune noi cu știința, noi ne uităm la știință și noi dovedim prin știință fact ceea ce este adevăr. Pe când Scriptura este o carte scrisă să crezi ceva în ceva care undeva acolo în și nu poți să dovedești scientific că lucrul acesta este adevărat. Și, de exemplu, exemplul acesta l-am mai dat. Au venit oamenii de știință și au spus, avem exemplu că Biblia nu are dreptate. Apenticita. Apenticita, nu are niciun rol în corp, este doar un vestigiu care a rămas acolo de la evoluție. Noi am evoluat de la o celulă, de la un vierme până unde suntem noi astăzi și a greșit evoluția și a rămas acolo și nu are niciun rol. De multe ori ne încurcă că avem apenticită și apenticită perforată și ai nevoie de operație, și asta e o dovadă că omul a evoluat. Că dacă ar fi fost creat intenționat, n-ar fi creat apenticita. An de zile au fost pus lucrul acesta la uh, oameni care erau studenți la medicină și mergeau, făceau acolo, lucrau pe cadavre, am lucrat și eu pe ele, era absolut necesar la anatomie și îți arată, uite, vezi, nu are niciun rol aici. Cu câțiva ani în urmă au aflat că, de fapt, apenticita are un rol în corp. Atunci când uh, toată flora noastră, bacteria bună care avem pe sistemul gastrointestinal este pierdută din cauza la, bo la boală sau la infecție, fără flora aceea în corp, noi murim. Nu putem ca să absorbăm nutrientele din mâncarea care o avem. Avem nevoie de flora aceasta. Și știți ce au aflat? Este un singur loc în corp unde mai există floră normală care poate să repopuleze sistemul gastrointestinal. Vestigiul acela a uitat de evoluție apenticită. Acum, până nu ai primit lumina aceasta de la știință, toți oamenii aceștia au zis, știința spune? Asta e o dovadă a evoluției. Dacă aștepți până primești lumină de la Dumnezeu, afli că a fost pus acolo de Dumnezeu pentru noi, ca să nu murim atunci când pierdem flora, care o avem pe sistemul gastrointestinal. La fel au spus, de exemplu, în Scriptură, este un verset unde spune că iepurele rumegă. Și au făcut disecția la iepure și au zis, numai animalele acestea, ca vacile care pasc, rumegă. Au deschis iepurile și zice, uite aici, dovadă, iepurile nu rumegă, Scriptura nu are dreptate. Până au observat ceva, că iepurile, un animal care nu este curat, își mâncă excrementul lui și rumegă mâncarea care a trecut prin el odată. Cine a avut dreptate? Știința sau Cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu. Spun lucrul acesta pentru că în viața noastră vom avea de face cu aparente contradicții, care spun altceva decât spune Cuvântul lui Dumnezeu. Și va veni diavolul în acele momente să ne spună Scriptura nu are dreptate. Nu poți să te bazezi pe Cuvântul lui Dumnezeu. Acum, pasajul acesta din Evrei, care l-am citit este folosit și a fost folosit de unii învățători ai Scripturii cu râvnă, dar fără înțelepciune, ca să sperie pe copiii lui Dumnezeu ca să nu păcătuiască. Și le-a spus așa, că odată ce ai venit la credință, căci dacă păcătuim cu voia după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nici o jerfă pentru păcate ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și vă paie unui foc care, nu, care va mistui pe cei răzvrătiți. În alte cuvinte, Domnul îți iartă toate păcatele până a intrat în apa botezului, până ți-ai dat viața Domnului, dar după aceea, dacă păcătuiești, nu mai ai nicio șansă. Și intenția este foarte bună, nu? Să copiii Domnului să nu păcătuiască. Păi nu vrem nici unul din noi, din păstorii bisericii sau slujitorii bisericii, ca copiii Domnului să păcătuiască. Dar metoda ca să-i faci pe copiii lui Dumnezeu să păcătuiască, să nu păcătuiască, este diabolică. Să iei un, un verset din Scriptură, out of context, ieși din context, ca să-i faci să facă ceva, lucrul acesta nu este bun. Pasajul acesta, în special din evrei, a fost și este folosit de cel rău pentru... A chinui pe și Domnului care sunt cei mai sinceri și sensibili. Uh, fratele meu, de exemplu, are cinci copii, patru băieți și o fată. Și vorbeam cu el cu ani în urmă despre cât de diferiți sunt băieții lui. Și spunea unii, uh, unul, în special din ei, eu spus, măi, pe ăsta nu poți să-l motivezi numai cu metoda Tubaiforului. Uh, trebuie să, să, fiu foarte, foarte dur cu el, să-l fac să facă ceva. Are, domnule, nu-l scos din comoditatea lui. Și un băiat foarte inteligent, dar, oh, it's ok, totdeauna așteaptă până la ultimul moment, nu-i nicio problemă. Dar spunea, am pe altul care, numai dacă mă uit urât la el, îi vine să plângă. E foarte sensibil, nu vrea să mă supere niciodată. și o spus, trebuie să folosesc strategii foarte diferite cu ei. Că dacă aș folosi metoda tubaiforului la asta sensibil, îl distrug. Și dacă folosesc metoda sensibilă la asta care are nevoie de tubaifor, nu, reușește absolut nimic. Acum diavolul cunoaște că sunt oameni în biserică care nu vor să-L supere pe Dumnezeu. Care n-ar vrea ca Domnul cumva să fie supărați pe ei. Și greșesc în viața lor. Sunt momente când greșesc și vine satana și spune ai grijă că Dumnezeu e supărat pe tine? Vine cu versete din acestea care spune tu nu ai nicio șansă. Și apoi, să știți, sunt credincioși care folosesc acest pasaj împotriva lor însăși. Pentru că nu au o cunoaștere sau o înțelegere corectă a un anumit text din Scriptură. Și spuneam în mesajele mele, poporul Domnului moare de lipsă de cunoștință. Pentru că nu cunoaște adevărul, interpretarea corectă din experiență, în slujire, și cred că și ceilalți slujitori pot să vă spună, am găsit că sunt două pasaje din Scriptură care satana le răstălmăcește ca să chinuiască pe copiii Domnului. Pe cei mai sinceri care vor să slujească pe Domnul. Pasajul acesta din Evrei care l-am citit și apoi celălalt pasaj este pasajul despre hulă împotriva Duhului Sfânt. Sunt credincioși care se întâmplă să aibă un cuvânt profetic, și ei nu se identifică deloc cu lucrul acela și spun, nu cred că lucrul acela a fost de la Dumnezeu. Prorocia aceea, cuvântul acela, vedenia aceea, nu cred că a fost de la Domnul. Și vine satana și spune, ai hulit împotriva Duhului Sfânt. Și dacă ai hulit împotriva Duhului Sfânt, nu mai este iertare, nici în veacul acesta, nici în veacul viitor. Am întâlnit astfel de oameni. Și am întâlnit, că, am observat că oamenii aceștia sunt oamenii care sunt cei mai sensibili și cei mai sinceri. Și aș vrea să, pentru că vorbim despre păcatul care nu se iartă, să trecem pe scurt și prin textul acesta. Pentru că este de obicei scos din context ca să spună ceva ce nu spune pasajul. Matei, capitolul 12, cu versetul 22. Și spune așa, atunci i-au adus un îndrăcit orb și mut și Iisus l-a tămăduit, așa că mutul vorbea și vedea. Deci au adus un om care n-a văzut niciodată și n-a vorbit niciodată. Domnul Iisus Hristos l-a eliberat de Duhul de mut și de orbire și omul acesta n-a trebuit să învețe să vorbească. Mama, tata, a vorbit cursiv dintr-o dată. N-a văzut niciodată și acum dintr-o dată vede. Și spune, toate noroadele mirate ziceau, nu cumva este acesta fiul lui Dumnezeu. Observați, nu spune este unul din fii, uh, fiii lui David, pardon, ci spune fiul lui David, la singular. Evrei când vorbeau despre fiul lui David, la singular, știau toți ceea ce însemna lucrul acesta. Era vorba de unsul lui Dumnezeu, era vorba despre cel neprihănit, era vorba despre Mesia. Și când s-a întâmplat minunea aceasta, Duhul Domnului a venit la inima oamenilor care observau tot lucrul acesta și în inima lor le-a spus, acesta este Mesia. Pentru că Domnul Iisus spunea, nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage Tatăl. Nimeni nu poate să vrea să se apropie de Hristos prin voia Lui însăși. Trebuie să fie atras de Duhul Sfânt. Tatăl face acesta prin Duhul Sfânt. Oamenii aceștia au văzut minunea aceasta, Duhul Sfânt a folosit lucrul acesta în inima lor să le spună, acesta este Mesia. Observați reacția fariseilor. Când au auzit fariseii lucrul acesta, adică șoapta Duhului Sfânt care spunea, acesta este Hristosul, a zis, omul acesta scoate dracii, nu scoate, omul acesta nu scoate dracii decât cu Beelzebul. Domnul dracilor. În alte cuvinte a spus, ceea ce simți în inima ta să te apropii de Hristos, că este Mesia, se face lucrul acesta cu Belzebul, cu puterea dracilor. În alte cuvinte, oamenii aceștia veneau la Hristos care era singura șansă pentru mântuire. Nu este mântuire, nu există mântuire, nu există iertare de păcate decât prin sângele Domnului Isus Hristos. Duhul Sfânt îi aducea pe oameni exact la această singură șansă. Farisei au hulit împotriva șaptei Duhului Sfânt care îi chema pe oameni la Hristos. Și Domnul Iisus îi confruntă și spune așa, în versetul 31, Matei 12 cu 31. De aceea vă spun, spunea Domnul Iisus, Orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertată. Oricine va vorbi împotriva Fiului Omului va fi iertat, dar oricine va vorbi împotriva Duhului Sfânt nu va fi iertat. Nici în veacul acesta, nici în cel viitor. Ceea ce spunea Domnul oamenilor în acea zi, dacă voi nu ascultați de vocea Duhului, dacă voi atribuiți lucrarea Duhului Satanei și vă îndepărtează de mine care sunt singura șansă, cum o să puteți voi să aveți iertare? Când o să fie păcatul acesta iertat? Domnul a dat oamenilor o singură șansă pentru iertare și mântuire. Este în jertfa Domnului Isus Hristos. Dacă tu spui că aceea este de la diavolul și te depărtezi, cum poți să fii iertat? Este imposibil să mai fii iertat. Nu era vorba dacă cineva se întreabă dacă o prorocie a fost de la Domnul. Din contră, Scriptura ne spune că în vremurile din urmă vor fi mulți proroci falși. Automat, dacă sunt proroci falsi sunt prorocii false. Dacă sunt prorocii false, noi trebuie să judecăm fiecare prorocie sau fiecare cuvânt care vine de la Domnul. Dacă judecăm o profeție, da, să vedem dacă este de la Domnul, și spunem, după părerea mea, nu este de la Domnul, asta nu este o hulă împotriva Duhului Sfânt. Hula împotriva Duhului Sfânt este să mărturisești împotriva Duhului Sfânt care spune că Isus este singura cale spre mântuire, că sângele lui este singura cale pentru iertare. Satana se folosește de astfel de pasaje interpretate incorrect pentru a aprinde conștiința credincioșilor sensibil într-un ciclu de vinovăție și de condamnare care să îi chinuie. Și Domnul Iisus Hristos vrea să ne scoată din acest ciclu. Cum? Prin cuvântul proclamat, prin adevărul care îl găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Și poate se întreabă cineva, poate cineva chiar să fie chinuit de un pasaj din Scriptură? O, oh, absolut. 2 Petru, capitolul 3, cu versetul 15. Scrie Apostolul Petru, cum va scris și prea iubitul nostru frate Pavel. După înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea, în ele, adică în Scriptură, sunt unele lucruri greu de înțeles. Oare sunt lucruri greu de înțeles în Scriptură? Absolut. Găsim pasaje la care nu avem interpretarea și trebuie să o așteptăm de la Domnul. Și spune, pe care cei neștiutori, cei care nu cunosc înțelesul corect al scripturii, al pasajelor și nestatornici ce fac, le răstălmăcesc ca și pe celelalte scripturi spre pierzarea lor. Poate ca un verset să fie răstălmăcit și să fie folosit de cel rău spre pierzarea oamenilor. Ce se întâmplă, vă întreb, dacă dăm interpretarea greșită, dacă noi am luat acest text interpretat greșit din evrei și l-am dat la fiul risipitor care a plecat de acasă. Pentru că în pilda fiului risipitor, tata este Dumnezeu. Fiul cel mic care a plecat de acasă l-a cunoscut pe tata, a avut o relație cu tata. Și într-o bună zi a zis, eu de bună voie plec de acasă. Și a ajuns până acolo la porci. Și acolo la porci, când se gândea el să vină înapoi acasă, să vină cineva și se dea versetul acesta ieșit din context și să-i spun așa, căci, am o scriptură pentru tine. Dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcat. Păi vă întreb eu, fiul risipitor a plecat cu voia de acasă sau din greșeală? Cu voia, și dacă noi dăm versetul acesta interpretat greșit, vă întreb, se mai întoarce fiul acesta risipitor vreodată acasă? Niciodată. Niciodată. De fapt, toți fiii risipitori pleacă de acasă cu voia. Dacă ai furat vreodată ceva în viața ta, vă întreb, ați furat cu voia sau din greșeală? Se poate să iei pixul și din greșeală, că dar la noi mai furt, e greșeală, dar când ai intenționat, nu? Când ai furat un cookie sau o bomboană. Câte din păcatele noastre sunt cu voia? Destul de multe. Și dacă sunt cu voia, mai este vreo șansă pentru noi? Dacă găsim un verset sau un pasaj din Scriptură care pare să, fa să fie în contradicție cu restul Scripturii, să știm că contradicția aceea este doar în mintea noastră. Înseamnă că încă nu am primit revelația Scripturii ca să înțelegem acest pasaj. Acum, înainte ca noi să dăm interpretarea corectă la acest pasaj din Evrei care l-am citit, va trebui să dărâmăm interpretările greșite, nu? Dacă un zid s-a prăbușit, că a fost ceva greșit la fundație, mergi și dai tot jos ca să poți să zidești de la început bine. Și trebuie să vorbim despre ceea ce nu spune acest pasaj. Acest pasaj nu spune că doar păcatele comise înainte de mântuire, de botez, de a veni la Hristos, înainte de a primi mântuirea, că doar păcatele acelea pot fi iertate. Nu este vorba despre aceasta. Dacă doar păcatele comise înainte de a te întoarce la Hristos sau la mântuire sunt iertate și celelalte nu, atunci nici unul din noi care suntem aici în această dimineață nu mai suntem mântuiți. Pentru că undeva fiecare din noi am păcătuit cu voia după ce am intrat în apa botezului. O astfel de interpretare că doar păcatele comise înainte de a te întoarce la Hristos sunt iertate, nu sunt în armonie cu toate celelalte versete și pasaje din Scriptură, care vorbesc despre îndelunga răbdare și iertare a Lui Dumnezeu, inclusiv pentru credincioșii din Noul Testament. O astfel de interpretare nu este în armonie cu viața apostolilor și a bisericii primare. Îl găsim pe Petru, acest om al Lui Dumnezeu, care... După ce se întoarce la Dumnezeu, să spunem și după învierea Domnului Isus Hristos. Predică, 3.000 de oameni se pocăiesc, are vedenii cerești, predică Evanghelia, face tot felul de lucruri. Și îl găsim vinovat de păcatul fățărniciei. Da? A stat la masă cu neamurile, cu cei care nu erau tăiați în prejur, și dintr-o dată au venit iudaizatorii. Și ca să arate bine, s-a dus și s-a separat de ceilalți și s-a pus la masă doar cu cei tăiați în prejur și a mâncat doar coșă și vine Pavel și îl înfruntă pentru păcatul fățărniciei. Dacă doar păcatele comise înainte de mântuire sunt iertate, ce facem cu Petru? Pentru atunci nici Petru nu mai este mântuit. Dacă doar păcatele înainte de convertire sunt iertate, ce facem cu psalmul 51? David, desigur, a fost un om al lui Dumnezeu. A avut inspirație, a profețit. Profețiile lui sunt scrise pe parginile Sfântelor Scripturi. A profețit moartea Domnului, exact cum urma să fie crucificat, răstignit. Și vă întreb, David, când a păcătuit cu Batsheba, a păcătuit cu voia sau din greșeală? Eu nu cred că a căzut de pe terasă, în brațe la Baceva și a avut un copil. Intenționat s-a uitat la ea. Intenționat a chemat-o. Premeditat l-a omorât pe soțul ei. Și acest om al lui Dumnezeu face rugăciunea a aceea așa de, de în psalmul 51 și vine Domnului după păcatele acestea de adulter și de ucidere și spune, ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Spală-mă cu desăvârșire de legiuirea mea și curăță-mă de păcatul meu, căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Vă întreb, l-a iertat Domnul pe David? Yes, fără îndoială l-a iertat. Și vă întreb, are Dumnezeu mai puțin har pentru noi de iertare prin sângele Domnului Iisus Hristos decât a avut David în vechiul legământ? N-are chance. Noi avem mai mult har. Scrie uh, scria Ioan 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 7 și scrie bisericii, celor credincioși, ca și noi. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El, Hristos, însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Isus Hristos, Fiul lui, ne curățe. De ce fel de păcat? Ori ce? Păcat. După convertire sau înainte? Desigur că după. Dacă zicem că nu avem păcat după convertire. Ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, după convertire, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curțe de, curățe de orice nelegiuire cu voia și din greșeală. Dacă spunem că n-am păcătuit după convertire, îl facem mincinos și cuvântul lui nu este în noi. Versetele acestea au fost scrise pentru noi, pentru credincioși. Și, într-adevăr, scrie Ioan, copilașilor, vă scriu ca să nu păcătuiți. Intenția e să nu păcătuiți. Dar dacă ați păcătuit, să știți că există speranță pentru voi. Idealul este să nu păcătuim. Pentru că atunci când noi păcătuim, îi dăm loc vrăjmașului să vină în viața noastră și să ne facă așa daune și așa pagube. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, am auzit o povestire unde spunea că un tată avea un fiu care era foarte rău. Și tata acesta a ajuns la disperare, nu mai știa ce să facă cu copilul lui. Și a zis că de fiecare dată când nu asculți, când faci prostii, am să iau un cui și am să-l bat în ușă. Și copilul a continuat în neascultarea lui. Până într-o zi copilul acela s-a uitat la ușa aceea și s-a speriat. Știți ce a observat? Ușa aceea era plină, acoperită de cuie. Și a zis, chiar așa de rău sunt eu. Eu am să schimb situația aceasta și am să încep să fac fa fapte bune și să ascult. Și de fiecare dată când făcea o faptă bună și asculta, scotea câte un cui din ușă. Și după multă vreme a ajuns să scoată ultimul cui din ușa aceea. Și când s-a uitat la ușa aceea, ce credeți că a văzut? O ușă ciuruită de semnul cuielor. Fraților, atunci când dăm loc vrăjmașului în viața noastră prin păcat, sunt consecințe care o să le vedem în viețile noastre. Cei care beau au probleme cu ficatul. Cei care fumează. Și toate păcatele. Toate păcatele au consecințe în viața noastră. Și le vedem. Și cuvântul Domnului ne spune, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Dar realitatea vieții este că toți păcătuim. Mai mult sau mai puțin. Realitatea este atunci când ne uităm la ușa aceasta a noastră, vedem urmele Intenția mea în această dimineață, Doamne ferește, nu este să încurajez pe copiii Domnului să păcătuiască pentru că sunt atâtea de multe consecințe. Dar nici nu aș vrea să lași pe copiii Domnului în ziua cinei să fie tormentați de vrăjmași care vine vrăjmașul prin minciună să le spună pentru păcatul tău nu mai este iertare. You step too far, you're outside of God's grace. Pentru că realitatea este, copiii Domnului sunt păcăliți, sunt înșelați de vrăjmași, sunt momiți și de multe ori cad în păcat. Și adevărul este că unii din ei nu mai au convingerea că Dumnezeu îi iartă sau că îi mai primește. Și stau așa în limbo, nu mai știu ce să creadă, mă iartă Dumnezeu, mă primește sau nu mai mă primește. Spune cuvântul Domnului așa, Roman, capitolul 11, cu versetul 23. Și chiar ei, dacă nu stăruie în necredință, vor fi altoiți, căci Dumnezeu poate să-i altoiască iarăși. Sunt oameni care au plecat din biserică, ca și fiul risipitor. Și cuvântul Domnului spune, dacă oamenii aceștia nu stăruie în necredință și vor să se întoarcă la Dumnezeu, Domnul îi altoiește din nou, îi primește. Și aș vrea să spun că dacă auzi glasul meu în această dimineață, sau poate urmărești online, sau poate auzi mesajul acesta după o lună, după un an, it doesn't matter when. Și la uzul acestor cuvinte, ceva se mișcă în inima ta. Există un dor care ai vrea să te întorci acasă. Tu nu poți să te întorci singur. Ceea ce simți este Duhul Sfânt care bate la inima ta, care te cheamă înapoi. Vrăjmașul ăla e acela care spune, pentru păcatul tău nu o să scap niciodată de el, nu există rezolvare, you're too deep into sin, nu o să scap de păcatul acesta, de viciul acesta, nu are niciun sens, it's a lie. Există iertare pentru tine, există eliberare dacă vrei. Dacă chiar dorești și vii în disperare la Domnul și urăști păcatul tău, Există eliberare de păcatul tău și există mântuire pentru tine. Căci doar Duhul lui Dumnezeu poate să te cheme, tu nu poți să fii singur. În al treilea rând, un singur verset sau pasaj biblic nu este niciodată îndeajuns pentru a stabili o doctrină. 2 Petru, capitolul 1, cu versetul 20. Fiindcă, mai înainte de toate, să știți că nici o prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Nu poți să citești doar un verset sau un pasaj și să spui, eu am înțelegerea la ce doctrină spune Domnul aici. Ai nevoie de colaborare, de colaborare de la celelalte pasaje și versete din Scriptură. Dacă un anumit verset sau pasaj spune un anumit adevăr, ar trebui să găsești acel adevăr de la Genesa până la Apocalipsa. Consistent, îl găsești mereu și mereu. Ne uităm la apostol, apostolul Pavel în special. Atunci când zidește o doctrină în Scriptură, întotdeauna începe din Vechiul Testament, de la lege, proroci, și vine și îl aduce până în Noul Testament. Doctrina este consistentă în Scriptură. Acum deavolul face exact invers. Vine și ea un anumit verset sau un pasaj din scriptură, îl scoate din context și îți spune, asta e doctrina care o spune lucrul acesta. Și a încercat să facă lucrul acesta chiar la ispitirea Domnului. Matei capitolul 4, cu versetul 5, spune că atunci diavolul l-a dus în Sfânta Cetate, l-a pus pe strașina Templului și a zis, și a folosit aici un verset biblic, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos că ce este scris. El va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta și ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Și a venit aici cu pasajul din Psalmul 91, versetul 11 și 12, citat de deavol. Versetul acesta, dacă faci o doctrină din el, o doctrină greșită, ai spune, păi spune că tu nu o să te lovești niciodată. Poți să sar de pe bloc sau de pe un pod și Domnul o să poruncească îngerul lui, tu nu să nu pățești nimic când ajungi jos. Dacă așa scrie cuvântul Domnului, așa trebuie să fie. Problema. Niciun verset nu poate să, să producă doctrină. Trebuie să fie tâlcuit de celelalte versete din Scriptură. Și Domnul Isus îi arată diavolului și ne arată nouă cum să biruim lucrul acesta. Și spune, de asemenea este scris, a zis Isus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Deuteronom 6 cu 16. În alte cuvinte, doctrina pe care o spunea diavolul nu era în armonie cu restul Revelației din Scriptură. Și prin lucrul acesta l-a oprit pe diavol. Și lucrul acesta trebuie să fie adevărat în viața noastră. Atunci când vine diavolul să ne spună, versetul acesta spune lucrul acesta, dar noi nu găsim în armonie restul scripturii, înseamnă că aceea nu este interpretarea corectă. Un singur verset sau pasaj nu este îndeajuns pentru a stabili o doctrină. Apoi, există un alt risc la noi ca oameni să credem că primul lucru care l-am simțit când am citit un anumit verset, sau prima înțelegere care credem noi că am primit-o la nivelul minții, aceea este interpretarea corectă. Și îmi place traducerea din engleză la 2 Petru 1 cu 20. Knowing first that no prophecy of Scripture is of any private interpretation. Nu am voie eu să dau interpretare la un anumit verset pentru că eu am simțit lucrul acela sau aceea este primul lucru care a venit la gândul meu. Scriptura trebuie să interpreteze Scriptura, nu eu. Nu ce gândesc eu, nu ce simt eu. Simt eu. De ce? Simțurile și părerile noastre nu au dreptul să fie standardul care decide dacă ceva este adevăr sau nu. Doar Scriptura are dreptul să judece simțurile și gândurile noastre. Evrei, capitolul 4, cu versetul 12, spune așa, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheiturile și măduva. Și ce mai face cuvântul lui Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Noi ne gândim că gândul nostru și simțurile noastre judecă scriptura. Și Domnul, prin cuvântul lui, ne spune este exact invers. Eu pot să gândesc ceva și să simt ceva, dar lucrul acesta trebuie să-l supun la lumina scripturii, să văd dacă simțul meu sau gândul meu are dreptate. Căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător și el judecă simțirile și gândurile minimii, nu invers. Dacă am dărâmat interpretarea greșită a versetului 26 și 27 din Evrei. Atunci trebuie să aflăm ce spune aceste versete, pentru că și ele au un rost în Scriptură și în viața noastră. Despre ce păcat este vorba când spune dacă păcătuim cu voia în Evrei 10 cu 26? Este vorba de păcatul de a părăsi încrederea în jertfa Domnului Isus Hristos pentru mântuirea noastră. Contextul acestui pasaj este crucial pentru a avea o interpretare corectă. În primul rând, versetele acestea au fost scrise pentru evrei. Pentru acei care au fost în sistemul judaic, au sărbătorit toate jertfele și au ajuns la cunoștința că Isus este mântuitorul, că el este Mesia, este el unsu. Și după un anumit punct de vreme a început să, să vină o prigoană deosebită împotriva evreilor care au venit la credință. Noi le spunem azi evrei mesianici, dacă vreți. Și au început să fie dați afară din sinagogi. Au început să fie dezmoșteniți de părinți, de neamuri și chiar de neamul lor. Au început să fie bătuți, aruncați în temniță și martirizați. Și unii din ei au început să zică. Păi, eu aș putea să mă întorc înapoi la sistemul iudaic. Pot să mă întorc din nou la jertfele din Vechiul Testament. Templul încă era acolo, încă se aduceau jertfe pentru iertare, pentru păcate. Și nu-i și acela cuvântul lui Dumnezeu? Nu a fost el revelat prin Moise? Și se întorceau de la credința în Domnul Isus din nou la sistemul iudaic. Se întorceau la șerfele din Vechiul Testament și spuneau ei, este cuvântul lui Dumnezeu și o să fiu mântuit ca și ceilalți evrei, ca iudeii ceilalți prin sistemul iudaic. Și autorul epistolei către evrei trage un semnal de alarmă. Și vrea să le spună, dacă voi vă întoarceți la lucrurile care arătau doar spre Hristos și îl părăsiți pe Hristos, pentru voi din nou nu există nici o șansă de iertare. You missed it. Este o singură cale prin jertfa Domnului Isus Hristos. Sângele țapilor și amiilor care acestea doar acopereau păcatele care arătau spre jertfa, care, spre sângele mielului lui Dumnezeu, mielul fără cusur. Și dacă tu părăsești singura cale pentru mântuire, tu nu mai ai nici o șansă și ascultați în context. Acum am să citesc versetele dinainte de versetul 26. Și o să facă mai mult sens. Și spune, să ținem fără șovăire la mărturisirea din noastre, adică la Isus Hristos. Căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Să nu părăsim încrederea în jertfa Domnului Isus Hristos. Și spune, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Și apoi le spune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Observați, nu este vorba de a nu veni la biserică duminică. A părăsi înseamnă să pleci și să nu te mai întorci. Și acestor oameni spune să a devenit un obicei. Mulți din cauza presiunilor părăsau biserica, se întorceau înapoi la iudaism. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cât vedeți că ziua se apropie. În acest context le spune căci dacă păcătuim cu voia, dacă cu voia ne întoarcem la Hristos, la sistemul iudaic, după ce am primit cunoștința adevărului că Isus este Mesia, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei Răzvrătiți. Le spunea, oameni buni, să nu credeți că puteți să-L părăsiți pe Hristos și încă să mai fiți mântuiți, pentru că este o singură cale. El este calea, El este ușa, Hristos, only Him. Toate păcatele din Genesa până la jertfa Domnului Iisus Hristos, toate jertfele, arătau spre mielul lui Dumnezeu care venea în sfârșit, nu să acopere, să ridicele păcatele omenirii. Și tu dacă te întorci de la această singură cale, nu mai este nicio șansă pentru tine. Observați, atunci când scoatem un pasaj, un verset biblic din context, vom avea ca rezultat o înțelegere greșită și o doctrină falsă prin care diavolul poate să ne chinuie.